Ce este radioterapia și în ce scop se folosește? Radioterapia este o metodă de tratament a cancerului în ce constă iradierea celulelor tumorale folosind radiații ionizante. Aceasta poate fi de două tipuri, radioterapie cu viză curativă și radioterapie cu viză paliativă. Tratamentul curativ se poate clasifica în radioterapie exclusivă și radioterapie neoadjuvantă sau adjuvantă. Radioterapia adjuvantă se referă în tratamentul cancerilor ce au beneficiat de intervenție chirurgicală, de exemplu, iar cea neoadjuvantă constă în tratamentul cancerilor pentru a pregăti în cazul unei intervenții chirurgicale. Tratamentul cu viză paliativă se administrează la pacienții care prezintă o anumită simptomatologie, precum durerea, hemoragia. Constă în ameliorarea acestor simptome, oferind astfel o calitate a vieții mult, mult mai bună. Ce are de făcut un pacient pentru a beneficia de serviciile și de tratament în centrul dumneavoastră? Pentru a beneficia de un consult și de serviciile de radioterapie, pacientul trebuie să se prezinte la consultații cu toate documentele medicale. Aceste documente medicale constau în investigațiile imagistice, fie computer tomograf, RMN, scintigrafie sau PET-CT și, bineînțeles, buletinul anatomopatologic care certifică diagnosticul de cancer. Poate veni cu recomandare de la medicul oncolog, inclusiv medicul chirurg, medicul gastroenterolog, ginecolog, medicina internă, neurochirurg, orice pacient cu recomandare pentru radioterapie, consultul se face cu ajutorul acestor documente medicale. Ce tipuri de cancer se iradiază în centrul din Constanța? În centrul din Constanța se iradiază toate tipurile de cancer, începând de la cancerele din zona pelvină, tratamentul pentru neoplasmă de prostată, de col uterin, rect, ulterior la nivelul abdomenului, stomac, ulterior la nivelul toracelui, broncopulmonar, esofag și inclusiv cele de la nivelul capului și a gâtului și cele cerebrale.